și domnilor, bun găsit la știrile TV Buzău. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Tudorel Alexandru, polițistul anului 2013, este urmărit penal de procurorii DNA. Procesul în care profesorul buzoian Leon Rusu este judecat pentru corupție sexuală a fost amânat. Fermierii buzoieni își vor primi zilele acestea subvențiile cuvenite pentru suprafețele cultivate. Echipa feminină de handbal municipal Buzău a fost învinsă astăzi de formația Alba Sebeș, amănunte în jurnal. Alexandru, polițistul anului 2013, este urmărit penal de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. El este acuzat că a luat mită de la un interlop pentru a-l menține în arestul poliției în loc să îl trimită la penitenciar, unde ar fi trebuit să ispășească o pedeapsă. Inspectorul principal Tudorel Alexandru, șeful biroului de investigații criminale de la Poliția Municipiului Buzău, a fost desemnat polițistul anului 2012. Șefii săi au evidențiat în acest fel rezultatele deosebite ale polițistului în lupta cu infractorii. Astăzi, același polițist remarcat de conducerea IPJ a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru că a favorizat un individ condamnat la închisoare. Ajutorul nu a fost însă dezinteresat. Conform unor surse, el a primit șpagă de la soția lui Tili Spăitoru, un personaj din lumea interlopă buzoiană. În rezoluția de începere a urmăririi penale a Direcției Naționale Anticorupție se arată că în perioada 20 iunie-31 octombrie 2013, ofițerul a întocmit acte prin care s-a solicitat menținerea nejustificată în centrul de arest preventiv al Inspectoratului de Poliție Buzău. Mai mult, a dispus scoaterea nejustificată din arest sub diverse pretexte. Interlopul nu a fost deloc discret în momentele de libertate oferite de protectorul său în uniformă. Spăitorul s-a distrat cât a putut, a chefuit cu familia și prietenii, ba chiar a avut timp să treacă și pe la frizerul său. Printr-un comunicat, procurorii DNA mai susțin că a plătit prin intermediar materiale de construcție în valoare de 206 lei folosite de polițistul Tudorel Alexandru la renovarea apartamentului. Potrivit unor surse, șeful biroului de investigații criminale nu a făcut chiar de capul lui toate actele de clemență, ci la îndemnul deja celebrului procuror DIICOT, George Mărgărit. Acesta din urmă ar fi insistat ca infractorul care a colaborat în dosarul instrumentat de el să fie ținut în arestul de la Buzău și să nu fie trimis la penitenciar, așa cum cere legea, în cazul celor condamnați definitiv. Inspectoratul de poliție, a cărui imagine a fost pătată de fapta lui Tudorel Alexandru, a luat primele măsuri interne. În cursul anului 2013, polițistul a fost eliberat din funcția de șef al biroului de investigații criminale de la Poliția Municipiului Buzău. Inspectoratul de poliție județean Buzău sprijină activitatea desfășurată în acest caz de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Ploiești. De asemenea, în plan intern a fost declanșată procedura cercetării prealabile în vederea clarificării situației din punct de vedere disciplinar. În situația în care vor fi dispuse față de polițistul respectiv alte măsuri procesuale penale, se va acționa în conformitate cu prevederile statutului polițistului. Procurorii DNA i-au prezentat polițistului acuzațiile și au luat împotriva lui măsura obligării de a nu părăsi țara pentru o perioadă de 30 de zile. Termen în procesul în care profesorul buzoian Leon Rusu este judecat pentru corupție sexuală s-a consumat astăzi. Dascălul de muzică s-a prezentat la judecătorie, unde s-a ținut o nouă ședință cu ușile închise. Profesorul este acuzat că ar fi avut gesturi cu tentă sexuală față de 7 eleve de la școala numărul 11 din municipiul Buzău. Ședința de judecată a început după ora 14 și s-a desfășurat cu ușile închise, întrucât în cauză sunt implicați și minori. În fața magistraților s-a aflat profesorul Leon Rusu, 5 martori, dar și una dintre presupusele sale victime. Pentru că la termenul anterior nu s-a prezentat niciun martor, astăzi instanța a reluat procedurile judiciare de audiere a celor care au lipsit data trecută. Profesorul Leon Rusu susține în continuare că faptele pentru care este judecat nu sunt reale, iar soluția finală îi va fi favorabilă. Domnul profesor își apără în continuare nevinovăția în raport de cele declarate de către martori la urmărirea penală. După cum știți, există principiul nemijlocirii probelor în procesul de judecată, urmând, bineînțeles, să
ne dovedim nevinovăția pe parcursul procedurilor judiciare și, bineînțeles, în momentul dezbaterilor. Leon Rusu a fost trimis în judecată anul trecut sub acuzația de corupție sexuală. Dascălul a stat și în arest preventiv timp de 29 de zile după ce poliția s-a sesizat cu privire la faptul că profesorul Leon Rusu ar fi mângâiat și sărutat câteva eleve de gimnaziu de la școala numărul 11 unde preda muzica. Următorul termen al procesului a fost programat pe 20 februarie. Ședința se va desfășura tot cu ușile închise. Atunci instanța ar urma să audieze ultimii martori din dosar. Producătorii de pâine din județul Buzău susțin că au eliminat coloranții din pâine și că pe mesele buzoienilor ajung deja produse mai sănătoase. Consumatorii sunt mulțumiți de noul gust al pâinii, însă se tem că poate urma o creștere a prețului. Au trecut două zile de la intrarea în vigoare a noului ordin al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, act normativ potrivit căruia pâinea nu ar trebui să mai conțină coloranți și aditivi. Astfel, producătorii de pâine din Buzău sunt nevoiți să se conformeze noilor reglementări. Pe mine nu are cum să mă afecteze ca producător nici în minus, nici în plus, pentru că eu nu folosesc acești aditivi alimentari interziși sau coloranți. Din punct de vedere al consumatorului, cu siguranță o să-l afecteze în bine, în sensul că va mânca o pâine sau un produs din pâine mai curat și ca și gust sper că va fi un gust mai aproape de natural, ca să zic așa. Unii producători nu au nicio problemă în a respecta noua legislație, cu atât mai mult cu cât produsele de panificație vor fi mai sănătoase și cu un gust natural. Cred că erau avizați acești aditivi de Ministerul Sănătății și nu știu dacă erau atât de periculoși, cum să spune. Dar, cu siguranță, ca orice aditiv, avea un grad de pericol, ca să zic așa, pentru sănătatea omului. Cât privește consumatorii noilor produse? Nu-i bine, cum zice dumneavoastră, cum zice, că nu-i bine să pui, cum zice. Nu-i așa? Eu așa știu, să nu pun toate prostiile toate alea, să fie bune. Nu prea e bine scumpe asta, dar... Vedeți că nu plouă, nu ninge, nu nimica, mai se scumpim, sau așa, după ce că va ieși amar de noi. Dacă scumpim repede, scumpim, dar hai, domnișoară. Un pic, parcă. Era mai bună? Mai. Începând de luna aceasta, în compoziția pâinii, ar trebui să se regăsească doar anumite sortimente de făină, apă, drojdie și o cantitate de zahăr și grăsim egale cu 5% din greutatea pâinii. Singurul colorant admis este caramelul. În comuna Brădeanu va fi introdusă o modernă rețea de canalizare. Primăria a câștigat un proiect pentru realizarea unei astfel de investiții în infrastructură. Costurile lucrărilor sunt estimate în primă fază la aproape 6 milioane de lei. De noile utilități vor beneficia peste 800 de gospodării. Brădeanu este una dintre cele mai cochete localități din județul Buzău. Consiliul local a reușit să câștige un proiect foarte important pentru comunitate și, mai mult, s-a clasat pe primul loc din 280 de comune din toată țara care au accesat acest program. La evaluare, Brădeanu a obținut un punctaj de 100%. Constă în reabilitarea rețelei de apă și înființarea canalizării. 4 km apă, reabilitarea sistemului de apă și canalizare la Brădeanu, 4 km reabilitare sistemului de apă și canalizare la satul Zmărdan. Primarul comunei a declarat că acest proiect a fost principalul obiectiv al său de când a preluat frâiele administrației locale. La finalul lucrărilor de această utilitate vor beneficia peste 800 de gospodării din satele Brădeanu și Zmărdanu. De când am luat funcție de primar, primul obiectiv al meu a fost apă, canalizare și oamenii sunt nerăbdători pentru realizarea acestui proiect. E nevoie de apă, mai ales zona noastră e o zonă mai secetoasă și folosesc și pentru animale, pentru consum propriu, cât și pentru irigații. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la 9,4 milioane de lei. În primă fază, primăria va primi aproximativ 6 milioane, din care 1,3 milioane reprezintă contribuția din bugetul propriu. Șeful administrației locale are promisiuni că în următorii 2-3 ani, sistemul de apă și canalizare care se va realiza va fi peste nevoile locuitorilor comunei Brădeanu. Mii de fermieri buzoieni își vor primi zilele acestea subvențiile cuvenite pentru suprafețele cultivate. APIA va achita banii în cazul primelor peste 5.000 de cereri depuse, urmând ca restul fermierilor să beneficieze de ajutoare bănești până în luna martie.
Primii 5.400 de fermieri din județul Buzău, ale căror dosare au fost deja aprobate, își vor primi banii aferenți investițiilor din anul 2013. Săptămâna viitoare, funcționarii de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură vor procesa și restul dosarelor. În cele din urmă, de subvenții vor beneficia aproape 11.000 de fermieri, iar valoarea plăților va depăși 200 de milioane de lei. În această lună, începând cu luna ianuarie și continuăm cu luna februarie, s-au efectuat plăți și se vor efectua în continuare plăți aferente solicitărilor care aveau ca și scheme de sprijin doar schema de plată unică pe suprafață, SAPS, și PNDC1, acea contribuție de la bugetul național care se acordă pentru culturile în teren arabil. Cuantumul acestui PNDC este de 27 de euro pe hectar. 12 ferme din județul Buzău sunt în continuare restricționate la plată, pe motiv că mai sunt necesare controlele suplimentare care vor dura până în luna martie. În județul nostru vor rămâne în continuare, cel puțin în acest moment, restricționate la plată fermele care fac parte din eșantionul de control și care au solicitat din măsurile de agromediu pachetul 4 culturi verzi și pachetul 7 terenuri arabile importante ca zonă de hrănire pentru gâsca cu gât roșu, aceste ferme fiind necesară încă o vizită în teren. Cei mai mulți dintre fermierii declarați eligibili pentru plățile pe suprafață au cultivat rapiță, grâu și orzoaică. Se anunță o atmosferă explozivă în această seară la cea mai cunoscută cafenea din oraș. Trupa Toulouse-Lautrec va urca pe scenă începând cu ora 21. Prețul unui bilet este de 20 de lei. Devenită una dintre cele mai interesante apariții pe scenele de muzică autohtone, dar și din străinătate, formația cu numele pictorului post-impresionist de cabaret va concerta în această seară la Cafeneaua Artiștilor. Formația a debutat în anul 2010, promovează retro-funky rock-ul și este compusă din Cătălin Urulea, chitară-voce, Călin Hangar, bas-voce și Bogdan Dragomiroiu, tobe și percuție. Single-urile trupei au debutat de cele mai multe ori pe primele poziții în clasamentele de specialitate, albumul de debut Heroes, bucurându-se de aprecierea criticilor și a iubitorilor de muzică de calitate. Încă de la momentul lansării, Toulouse-Lautrec a adoptat un sound original, mânuind la fel de elegant versurile în limba română, engleză și franceză. Concertul Toulouse-Lautrec din Cafeneaua Artiștilor este programat de la ora 21. Prețul unui bilet este de 20 de lei, iar elevii și studenții vor beneficia de reducere, plătind numai 15 lei. Avem informații din fotbal și handbal. Echipa feminină de handbal municipal Buzău a debutat astăzi cu o înfrângere la turneul amical găzduit de Sala Sporturilor Romeo Iamandi. Gruparea buzoiană a fost învinsă de formația Alba Sebeș la o diferență de 8 goluri. La turneu participă 8 echipe, iar competiția se va încheia mâine. La turneu trebuiau să onoreze invitația 7 echipe, însă numai 4 au reușit să ajungă la Buzău. Este vorba de Știința Bacău, Universitatea Pitești, Alba Sebeș și HCF Piatra Neamț. Cu toate acestea, competiția se anunță destul de atractivă, având în vedere că participantele reprezintă grupări puternice, chiar dacă nu se află în prim planul handbalului românesc. Din păcate, formația buzoiană a debutat cu stângul și a pierdut primul meci cu 33-25 la pauză 16-13 în fața celor de la Alba Sebeș. Jucătoarele pregătite de Romeo Ilie au făcut o partidă slabă. Pe lângă greșelile din apărare, acestea au ratat numai puțin de 5 lovituri de la 7 metri și au irosit foarte multe ocazii, mai ales pe contraatac singure cu portarul. Tehnicianul nu a găsit neapărat o scuză, însă a ținut să precizeze că a rulat tot lotul, iar antrenamentele au început de puțin timp. Cât privește primenirea lotului, conducerea clubului a ajuns la un acord cu extrema Cristina Clisu, în fapt o revenire a jucătoarei care a mai evoluat la Buzău în Liga Națională. Totodată, cu echipa buzoiană a semnat și pivotul Andreea Cristea, ultima dată la Activ Plopeni, o tânără jucătoare adusă pentru a acoperi un post deficitar în formația buzoiană. În plus, o altă lovitură dată de oficialii HCM
ATM-ului o reprezintă prelungirea contractului cu încă 6 luni până în vară a extremei Liliana Crăciun, una dintre cele mai bune fete pe parcursul primei părți a campionatului. Gloria Buzău plătește unele dintre cele mai mici salarii din Liga a doua. Cel mai mare contract îl are atacantul Bobby Verdeș, unul dintre cei 4 jucători cu plățile la zi. Fondul anual de salarii la gruparea din Crâng nu depășește 80.000 de lei. În schimb, antrenorul Ion Viorel primește dublu față de cel mai bine plătit jucător. Ca o comparație, întreg lotul de jucători are un fond de salariu cât primesc 4-5 jucători de la echipe precum Sport Club Bacău, FC Clincei sau CSMS Iași, colege de serie cu Gloria. Însă aceste echipe beneficiază de sprijin consistent din partea unor sponsori puternici, dar și al autorităților locale. Gruparea din Crâng nu are în spate nici măcar un sponsor, singura sursă de venit fiind asigurată de Consiliul Local Municipal. 4 jucători cu 1.200 de euro, cel mai mare salariu de la Clubul Gloria. Da? Deci puteți să le scrieți, da? Ca să terminăm bâlciul. Deci astea sunt cei 4 jucători. Da? Dar noi nu putem să spunem să facem disensiuni între ei. Nu mă pic. Că dacă avem nume, avem jucători care are pe regulament Atena Junioratul și are 700 salarii. 7 milioane. Adică vrei să vă spun de Bobe care are 700. Atena Junioratul și el trebuie să semneze 3 ani de zile cu tine, cel care l-a crescut, pe 700 așa. 700. Mă, că îi faci 1000 de lei, dar 1000 de lei e înjositor. Înțelegi? A ce te faci cu ăla care are 15, dar ce te faci cu ăla care are 200 de euro? Mai multe echipe din seria Gloriei o depășesc în ceea ce privește bugetul. Un exemplu îl constituie Sport Club Bacău, care primește anual aproximativ 1 milion de euro. 800 de milioane pe lună, cât plătește Clincenii, Iașu, Slobozia, hai să vi le spun pe toate, Bacău, cât plătesc aia 5 jucători, ăsta e fondul nostru în salariu. Cât privește situația plății la zi a salariilor, aceasta este satisfăcătoare. Președintele Tulpan a declarat că în momentul de față clubul mai are restanțe o lună la jucători și la angajați. Și au luat la sfârșitul anului, a rămas descoperit noiembrie și dacă s-ar da acum, s-ar da noiembrie. Adică să se dea noiembrie și decembrie. Normal în ianuarie acum, să se dă decembrie. Deci nu e lucrurile, nu sunt grave. Și regulamentul spune la 90 de zile. Dar noi nu o să ajungem la a treia lună. Că nu, n-am fost în situația asta, chiar dacă suntem săraci. Dar lucrurile sunt... Și iar băieții s-au liniștit. Era grav dacă nu le dădeam în decembrie nimic. Era grav pentru că n-avea ce era bine pentru, în... Adică a fost bine pentru toți, angajații clubului, personalul și jucătorii. În schimb, antrenorul Ion Viorel are un salariu de 2500 de euro lunar, dublu decât primește, de exemplu, atacantul Bobby Verdeș, cel mai bine plătit jucător. Gloria Buzău nu a primit decât 1,9 milioane de lei din cele 2,5 promise de primărie. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Vă aștept mâine de la ora 12 cu cele mai importante evenimente ale săptămânii. Un weekend excelent vă doresc, la revedere!